Salut și bine ați venit la Limba Germana cu Gerhard. Sunt Gerhard Orban, sunt profesor de Limba Germană din Hamburg, domiciliat în Republica Moldova. Deci, astăzi vom vorbi despre mama, limba germană e așa de complicată. Mulțumesc anticipat pentru a face reclamă pentru podcastul meu, pentru videourile mele și pentru grupul meu de Facebook, unde puteți să mă întrebați orice lucru și vă răspund. Deci, într-una sau altă formă, foarte mulți elevi au plângeri la limba germană. Și sunt mulți alți care le compătimesc, așa de grea limba germană. Și în Moldova există expresia asta, a njorlei, în germană să fie jammern. Și eu aș putea răspunde la asta spunem că nu, germana nu chiar așa de grea. Sau aș putea spune, există și alte limbi mult mai grele. Da, poate ați prefera să învățați limba aceasta. Sau mai bine limba aceasta. Prima era Malayalam, o limba din India. Sau a doua era limba arminească. Aș putea să vă spun că dacă vreți să faci carieră știind limba germană, măcar un pic de efort, un pic de autodisciplină ar fi bine să dezvoltați. Sau vreți chiar totul pe degeaba. Dar eu vreau să vă spun cu totul altceva. Eu consider că o mare parte a dificultății la limba germană este că lumea începe să o învețe într-o manieră cu totul greșită. Și hai să vă fac o analogie. Ce ați face dacă ați vrea să sădiți un parc sau o grădină de la zero? Adică să nu cumpărați deja copaci și arbuști crescuți undeva, ci să le sădiți cu semințe. Da. Acum, care ar fi abordarea deșteaptă? Noi știm că un copac are nevoie să crească mai mulți ani, un arbust la fel, dar florile cresc mai repede. So, ce ați face? Ați sădi mai întâi florile și spuneți după ce au crescut florile, după un an o să sădesc arbuști și după ce arbuști vor fi crescuți, atunci eu o să sădesc și un stejar sau un pin sau larici sau nu știu ce. Ar fi foarte absurd. Ceea ce am face noi ar fi, noi am sădi totul la început, copaci, arbuști și flori, și l-am stropit, regulat și am avea grijă să crească și vom avea răbdare știind că unele plante au nevoie de mai mult timp să crească. Acum, noi nu tragem un copac cu forță să crească mai repede, dar la fel noi nu așteptăm 10 ani până când să sădim un copac, fiindcă asta o să mai dureze încă mai mult. Și noi punem totul la început. Acum, la germană, greșeala principală este că majoritatea oamenilor începe cu vocabular, mai întâi trebuie să știu multe cuvinte, gramatică e așa de complicată și eu o las pentru mai târziu. În realitate e exact invers. Dacă vrem să punem toate regulile gramaticale într-un caiet, diferite tablițe, o să fie maxim 20 de pagini de știut. Acum, vocabularul german, asta ar fi minim 50.000-100.000 de cuvinte. Dacă le printăm pe foaie, asta ar fi câteva sute de pagini. Acum, ce lucru e mai ușor? Să știi bine aceste 20 de pagini cu fundamentul, cum să aranjezi cuvintele, sau să te înglodești în zeci de mii de cuvinte. Da? Deci, dacă noi am învățat puținele reguli de gramatică, cum să aranjăm cuvintele, am avea un fundament și apoi putem construi primul etaj, al doilea etaj cu cuvinte noi pe care le învățăm. Invers, lumea care începe invers, toată lumea tot timpul se bate că a construit un fundament, dar a început cu acoperiș. Mulțumesc!